Hei, salut, Lumnaru aici, da, suntem iar pe acest server unde o să jucăm Bad Doors. Din păcate m-am uitat, iau-te, arena este plină. Am vrut să joc 4v4, dar nu era nimeni care juca, jucau decât la solo și la 2v2, așa că am zis, ok, hai să jucăm 2v2. La 4v4 mi-a plăcut cel mai pic. I hate ping, nu pot să cred! Nu, no, nu cred, cred că este doar un fan cu skin-ul lui. Păi vedeți unde am ajuns? Chiar mă întrebam în episodul trecut cum ajunge acolo. Salut! Salut! Bună! Eu sunt Iulian. Pe tine cum te cheamă? Nu răspuns bine. Trebuie să-l așteptăm el să-și facă mersul acolo, să-și ia câteva dalea, că văd că vrea neapărat să-și ia... te apucăți de iron, hai să luăm și noi. Ce, nu este mai fraier? Am nevoie doar de o bucăți. Uite, poți să iei tot gold-ul. Mai ia, mai am nevoie de bucată, stai. Ia mă gold. Hai, am luat niște lână aici frumos, hai să mai luăm niște iron, poate mai avem nevoie. Mai luăm puțină lână, gata și hai să mergem. Stai să-i lăsăm astea lui că poate are nevoie. A acoperit el 4 foarte bine, mergem spre albastru că nu-s atenți. Am putea să mergem spre albastru sau să mergem spre diamante. Hai să mergem spre albastru, că pormă oricum trebuie să ne batem cu ei pentru diamantele alea. Mergem frumos așa, le distrugem patul fără să știe, sper că nu o să știe. Și la fel, îmi place verdele ăsta foarte mult, e un verde așa mișto. Cred că și-au dat seama că vin. Cineva a căzut în void. Hai să vedem, oricum n-au arc cu ce să trag acum și chiar dacă trag nu pierd nimica. A fost deja distrus un pat. Salut, ce faci? Eu sunt Iulian, pe tine cum te cheamă? Hai, vino mai aproape. Hai că te vei, da, vină. Vină. Opa, vine ăla cu Iron Sword. Nu e ok. Nu, o să se distrugă patru, ce prostie am făcut, nu trebuia să... Gata, unul a căzut cu mine. Dar unde e al doilea? Unde fi cu echipierul meu, mamă, dacă ne distruge patru, e numai vina mea. Uite-l. Gata. Ce ai făcut, tati? N-ai reușit să-l distrugem? M-am uitat câte de-astea avem la noi resurse. Hai să luăm rapid ce să luăm, o sabie, un arc, vreau clar. Stai să iau și săgeți la arcul ăsta. Gata. Vine cineva? Bun. Tu poți să iei un gold, eu mă duc să mai, fac rost de niște blocuri. Perfect. Ce mai avem aici? Niște iron și niște... Ok, tu ai grijă, ia. Eu mă duc să am grijă de ăștia. Era bine dacă îmi luam și o daia de spart. Hai mă, am doar 8 săgeți și le ratez. A, dar lăguiește așa, nu știu. Trebuie cumva să facem să ajungem în mijloc. Băi, uite mă aici, gold și iron, o grămadă. Ia uite-l. Vrea să vină pe la spate omul. Deci, cred că lui îi lăguiește în halul ăsta și m-a bătut, nu știu cum. Hai să fugim repede la pat. Nu. La fix. Stai că vine și ăsta la alt. Se chinuie, încearcă, dar nu reușește. L-am eliminat. Bun, acoperă tu patul, te rog din nou. Bine că a pus tipul nostru, a pus endstone și chestii pe aici. O să vină iar, Am nevoie de mai multe blocuri de astea să pun în jur. Perfect, oricum e bine că l-a acoperit foarte mișto. Uite că a venit. A, sunt amândoi, ce nasol. A, și acum cred că ne distruge patul. E greu, e greu jocul ăsta. Dar nu e așa grav dacă îl pierdem. Gata, pe ăla l-am eliminat, mai e ăsta, mai e ăsta. Hai, poate vine cu echipierul meu că am tras de timp. Dă-i, du-te, patul. Ne-a fost zis o spatul? Nu. Ba da.
Ba nu, nu ne-a fost, uite-l acolo. Acoperă-l, te rog eu, acoperă-l cu orice. Cu ce vrei tu, numai acoperă-l. Teracotă, perfect. Mai era ceva aici, mai era ceva acolo. Cred că e timpul să le dau un rush, oricum n-am ce pierde. Hai mă! Hai mă să vedem de ce ești în stare, hai mă, hai mă, văd cu comandă. Nu, jocul ăsta joc foarte haotic, trebuia să mă duc după diamante acolo frumos, să ducem o luptă mai cinstită. Dar nu, eu m-am dus așa ca taurul. Vezi că se întorc ăștia, sunt pe sus. Ia uite, au sărit deja. Au dat cu TNT. Ce se chinuie ei să spargă ăsta? Gata, au murit amândoi, hai că mă duc repede, dau un rush. Că eu să stea să-și cumpere chestii și acum pot să mă duc să le dau rush. Vreau să vin după patul vostru. N-ai nicio șansă, mă, să mă dai jos. Opa! Ah, măcar de distrugeam un bloc, te mai apropiam puțin. Nu întrebați, e un haos total în meciul ăsta, nu stau să-l câștig, nu joc la câștig, joc doar să distrug echipa albastră, pentru că văd că tot încearcă să ne omoare. Uite, acum s-a dus și cu echipierul meu, merg și eu. Văd că el și-a luat și armură și sabie. E bine, e bine. Hai că am venit să te ajut. Mai bine distrugeam eu patul cât timp el le trăgea atenția, nu? Ah, mai avea o viață ăla. Ci că cineva va folosi un hack, zice cineva în comentarii. Bun, hai să ne luăm și noi ceva, să nu mai stăm așa. Ba, n-avem ce, avem prea puține resurse. Unde-s băieții? Unde-s băieții cu școala vieții? Acum e șansa. Dacă ne strecurăm ușor pe aici și nu ne văd, ne putem ascunde aici sus. Și când o să vină să ne distrugă patul, putem să-i atacăm. Uite, uite, e un albastru acolo. Urcă pe partea aia. Perfect, eu pot să urc pe aici. Au lemn, au lemn. Nasol. Ah, ăla avea 4 viață. Ce să facem, mă? Trebuie să ne facem armură mai bună. Hai să mai stăm în bază sau să... să facem cumva să luăm diamantele alea. Unde-i cu echipierul meu? Sper că mai există, sper că n-a ieșit din joc. O fi ieșit cu echipierul meu de aici din joc? Nici nu știu. Vreau să o pun peste tot așa frumos, să arate bine. A, nu, uite la aici, e bine. A fost distrus patul celor de la Pink. Deci dacă vreți să jucați, să vedeți un jucător profesionist de Bedwars, nu vă uitați la mine, vă uitați la mine doar ca să râdeți de mine. Asta e singura... Mor, reușit tu. Haide că are doar o sabie, în rest are armură bună, dar nu-i ajunge. Ah. Bun, ia zi, ce facem? Stăm să ne batem cu albastrul ăsta, să ne chinuim de fiecare dată? Cred că asta facem, că n-avem cum altfel. Hai să ne strecurăm, hai să folosim o strategie. Ne strecurăm aici. Și încet să nu ne observe. Vine, mă, cred că m-a observat. L-aruncăm pe ăsta aici jos. Că dacă l-aruncăm își ia damage. Așa. A, ce apără ăla acolo. Aș vrea să mă duc să iau diamantele alea, dar pe rămâna ce să fac cu ele. Hai că vine cu echipierul meu. Putem să facem asta. Le atrag eu atenția pe aici. Ce le-a dat-o? Hova, ce-a zis că fraieră? V-a bubuit? Hai mă, ăsta era low, trebuia să-l atac. Hai, dă-i cu echipierul, a venit cu echipierul la spate. Cred că o să fie greu. Trebuie să iau așa, hai să iau un topor totuși și să iau și o foarfecă de aia. Știu că până acum am stat doar așa degeaba, dar am nevoie neapărat de o foarfecă. N-am suficient. Te rog, hai. Încă două bucăți. Încă o bucată. Gata. Vreau să iau o foarfecă. Și o sabie. Uite, ia. Că măcar să distrugem primul strat de ăla de lână. Ia uite. Ce faci băi aici? Vezi că te știu. Te-am văzut, fraiere. Și acum ai șansa noastră. Acum ori niciodată. Dar eu cred că ăștia vorbesc pe Discord sau undeva, pentru că prea se organizează foarte, foarte bine. Ah! Mai aveam puțin să le distrugeam patul. Mamă, o farfecă își face treaba acolo, se pare. Și acum avem din nou ceea ce e foarte bine.
Hai să vedem ce fac băieții. S-au panicat puțin, sunt singur. Noi dacă eliminăm pe ăștia albaștri, avem toată zona asta de aici, tot teritoriul o să fie al nostru. Am zis să sar pe ăsta pentru că n-am nimic de pierdut. Uite, i-am lăsat 7 vieți și acum când vine la noi, până când ajunge la noi, eu reînviu. Și bam, 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 îi atac cu echipierul meu și distrugem. Și mergem repede și le distrugem pătuțul. Se bate, se bate. Îți face grijă, am venit să te ajut. Wow, 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 wow. De unde dă ăsta tot ADM? Hai, vină după mine. Șmechere. Nu dai tu patul jos. Și acum vine cu echipierul meu, ne salvează, nu-mi fac nicio grijă. Bravo, măi. Ce faci, mă? N-ai cum să ne iei pe amândoi, nu vezi că suntem doi? Mamă, dar trage bine tipul cu arcul. A murit? A murit. Gata, hai să mergem să-i distrugem patul rapid. Ah, dar vine ăsta lui. Nu-i nimic, trecem de el. Ah, trecem, mergem direct la pat. Nu mai mergem la... E greu meciul, dar e amuzant, îmi place, îmi place. E intens. Cine a venit? Ăsta nu e albastru, nu? Mama are diamant. Unde a stat ăsta până acum? Ah, o să ne distrug aici. A venit acolo ăla. La asta nu m-am gândit că și alte echipe și o să vină să ne distrugă. Echipa verde a fost eliminată. Am pierdut. Hai să vedem totuși între albastru și aqua cine câștigă. Promit că următorul meci îl jucăm mai bine. Acum am jucat așa la cacealma, la distracție. Ne-am distrat puțin. Sper că v-a plăcut un astfel de episod. Eu sunt Lemnarul, voi sunteți cei mai tari. Și uitați, v-am pupat.